Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică și-a deschis astăzi porțile pentru a-i primi pe școlari și preșcolari în cadrul evenimentului Ziua Roboticii și Mecatronicii Craiovene. Săptămâna aceasta se desfășoară la nivel european Săptămâna Roboticii Europene, un eveniment care are loc anual la sfârșitul lunii noiembrie din 2011 începând și care am încercat și noi în fiecare an să organizăm acest eveniment la nivel local. Astăzi organizăm așa numita zi a roboticii și mecatronicii craiovene, în care deschidem porțile către oricine dorește să viziteze laboratoarele de robotică și mecatronică ale Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică. Au venit deja copii de la grădiniță, în clasa 1, așteptăm și de la liceu până spre după amiază. De asemenea, pe lângă faptul că le prezentăm roboți și sisteme existente în laborator, cumpărate, le prezentăm și realizări ale studenților craioveni în domeniul roboticii și mecatronicii. În ramurile inginerești, tehnice, avem o dinamică foarte mare, adică schimbări importante care se întâmplă foarte repede. Acum 50 de ani, automatica și calculatoarele erau domenii de viitor, domenii care trebuiau promovate și care în anii următori pur și simplu ne-au schimbat viața. A venit rândul ca alte discipline noi, cum este mecatronica, cum este robotica, să apară și să aibă nevoie de promovare pentru că publicul larg poate nu le cunoaște atât de bine, poate nu le înțelege atât de bine. La noi în facultate înțelegem prin mecatronică o disciplină integratoare care din faza de proiectare până în faza de realizare și de utilizare folosește tehnici din mecanică, din electronică, din calculatoare, din automatică împreună. Este o disciplină nouă pentru care noi îi sfătuim pe tineri să se gândească că este viitorul. Ei trebuie să se pregătească să obțină o diplomă pe care o vor folosi împreună cu cunoștințele. De fapt, cunoștințele le vor folosi în următorii 20-30 de ani, nu neapărat astăzi sau mâine. Profesorii universitari le-au prezentat oaspeților realizări mecatronice și robotice ale studenților. Cei mici au fost captivați de roboți. Evenimentul face parte din manifestarea europeană European Robotics Week.